pelerini din întreaga țară au urcat joia aceasta în stațiunea sibiană Păltiniș pentru a participa la sărbătoarea schitului Schimbarea la față. Obște a primit cu această ocazie vizita înalt preasfințitului părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, care a săvârșit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi în altarul de vară. În fiecare duminică și în fiecare sărbătoare, mulți dintre credincioșii care vin în stațiune participă aici la liturghie, fac un pic de efort, urcă pe acest deal, cum au făcut și astăzi, urcând asemenea ucenicilor care l-au însoțit pe Mântuitorul Iisus Hristos pe muntele Taborului. Oamenii deja au simțit binefacerea lui Dumnezeu și o schimbare în viața lor. De aceea l-au încurajat pe părintele Valeriu să ridice o biserică nouă, o biserică din zid, o biserică încăpătoare care să poată oferi credincioșilor mult mai multă ospitalitate cât oferă acum bisericuța schitului. În urmă cu 2 ani, la schitul din Păltiniș au fost demarate lucrările pentru construcția unui nou locaș de cult, ce va purta hramurile Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, și Buna Vestire. Ne bucurăm nespus pentru că astăzi a venit și înalt preasfințitul mitropolitul nostru Laurențiu, dr. Laurențiu Streza, și a binecuvântat în 2013 locul pentru noua biserică. A pus piatra de temelie și în acest an, așa după cum se vede, am ajuns cu ajutorul Dumnezeu și a credincioșilor, am ajuns la cupole. Schitul Păltiniș a fost ctitorit de mitropolitul Nicolae Bălan în anii 30 ai secolului trecut.